și așa mai departe. Toate plantele erau odată cu venirea sezonului rece mutate într-un spațiu special amenajat, oranjerie, care acum este transformată într-o sală de festivități, da? Și până la venirea următorului sezon cald, când erau din nou scoase afară. Baronul Samuel von Kukenthal trăiește între anii 1721-1803, jurist de meserie și sas de origine, pasionat colecționar de opere de artă, lasă în testament că poate fi moștenit ca să evite după moartea sa dezmembrarea colecțiilor numai de moștenitorii de parte bărbătească. Se vede palatul în dreapta. Însă, după 60 de ani, se stinge linia de drept de moștenitor și toate domeniile, colecțiile și locațiile intră în administrarea fundației care se înființează, Samuel von Kukenthal. Excepție face palatul de la Sibiu, care în anul 1857, la dorința expresă a proprietarului din casă particulară, devine muzeu public și astfel este atestat primul muzeu de pe teritoriul actual al României, muzeul Samuel von Kukenthal de la Sibiu. De la 3 iulie, tot săptămâna viitoare, dar joi, se vor anunța și primele rezultate la etapa. Odată cu venirea regimului comunist, locația de aici este naționalizată și transformată într-un sanatoriu unde se făceau tratamente cu apă rece de tip naip. Deci tot pentru ăștia nervoși, știți? Și când ești nervos, faci un duș rece, imediat. Trece și tu, se agi din nas și tot. Treci și tu. Să treci și tu. Așa. Este de înțeles că interiorul clădirilor este adaptat necesităților unui sanatoriu și originalitatea se pierde. După căderea regimului comunist, urmează o perioadă de abandon, sănătate. Așa e. O perioadă de... Da, să știți că eu nu sunt așa pretențios. Adică, am înțeles. Urmează așa o perioadă de degradare și mai mare, de părăsire. De câțiva ani este preluat de o societate comercială tot domeniul și au făcut spart